Bună ziua, dragele mele! Astăzi eu m-am hotărât să fac zarzavat pentru ciorbă. Am mai făcut o tură, asta este cea de-a doua tură. Le conserv și le pun la borcane. Aici avem morcov, pastârnac, rădăcină, rădăcină de pătrunjel, țelină, toate spălate, curățate și mărunțite, așa cum vedeți. Pentru că oala mea de 15 kg nu este foarte încăpătoare, m-am hotărât să fac și în cealaltă de 8 litri. Apoi le voi combina către sfârșit după ce fierb. Aceasta este cea de-a doua oală. Aici avem ardei capia, mărunțit, o să-l dăm prin ciopăr. Aici avem roșii tocate, iar aici avem verdeață, avem țelină, frunze, leuștean și pătrunjel. Evident că se pune și sare. Eu nu am niște cantități fixe, pun după cum am în casă ingredientele. Pot fi mai multe, mai puține roșii, depinde cum vă place. Mie nu-mi place cu foarte, foarte multe roșii, pentru că mai pun și la alte mâncăruri, dar evident că puteți să le faceți cu mai multe roșii. Eu am aici 10 kg de roșii, în jur de 2 kg de ardei capia, cam 1 kg și jumătate de morcov, 1 kg de pastârnac, 1 kg de pătrunjel, 2 țelini, rădăcini, cât să zic, mai mari decât un pumn. Se fierb foarte bine și apoi se pun în sticle. Eu am niște sticle de granini. Sunt sticlele. Am făcut data trecută 17 borcane. Acum cred că am vreo 11. Dacă nu mi-ajung, voi pune și în borcane de 800 de grame. Nu e nicio problemă.